După ce a primit girul consilierilor locali, buzoienii pot solicita din această lună reduceri de 30% la facturi în cazul în care la robinete va curge apă murdară. Hotărârea a fost acceptată de Compania de Apă Buzău și, măcar declarativ, este considerată utilă și binevenită. În opinia Companiei de Apă, proiectul de hotărâre și hotărârea așa cum va fi înaintată către Asociația de Dezvoltare Intercomunitare spre aprobare, este un act pozitiv, stabilește o procedură mai clară în ceea ce privește identificarea cazurilor în care s-a livrat apă sub standardele prevăzute de normativele în vigoare. De asemenea, stabilește o procedură mai clară în ceea ce privește sesizarea acestor cazuri la dispeceratul Companiei de Apă. În cazul în care vor constata că la robinetul lor va curge apă murdară, buzoienii trebuie să preleveze o probă și să-l informeze imediat pe reprezentantul Asociației de Proprietari. Acesta va telefona la dispeceratul companiei, iar un reprezentant al laboratorului se va deplasa în zonă pentru a lua o nouă probă de la branșament. Dacă după analize proba se va dovedi neconformă, laboratorul va propune acordarea reducerii de 30% pentru asociația respectivă. Compania de apă mizează însă că nu vor mai fi probleme cu calitatea apei, întrucât până la finalul anului viitor se vor moderniza toate sursele de apă, iar în intervalul 2014-2018 se vor înlocui aproximativ 30 de kilometri de conducte magistrale. Este foarte utilă acea prevedere referitoare la măsurile tehnice luate pentru îmbunătățirea calității apei. Pot să vă spun că ele fac parte deja din planurile adoptate de Compania de Apă și acestea prevăd înlocuirea unor tronsoane de conducte, modernizări la stațiile de tratare și la sursele de apă. De notat că buzoienii vor putea reclama nu doar apa rece, ci și pe cea caldă. Inițiativa acestei hotărâri a aparținut consilierului Ion Barbu și a fost preluată apoi de primarul Constantin Boșcodeală.